Că acum îmi pun întrebarea, cine vezi mai mult? Și, de cine mi este mai drag? Domnul profesor Victor Saca, care mi-a fost dascul meu de viață și mi-a creat și mi-a cultivat dragoste pentru științele politice? Sau doamna Silvia Saca? Deci, eu vreau să spun, de fiecare dată când mă gândesc la doamna Silvia Saca, mă copleșesc emoțiile. Acea căldură sufletească, la sigur, astăzi am aflat că am moștenit-o de la bunica sa. E o persoană care degajă o energie pozitivă enormă. E o persoană care atunci când i-a ascult vorbițele, atunci când i-a ascult sfaturi pe care ți le dă, la sigur că sunt utile și te îndrumează enorm. Am ținut enorm de mult ca astăzi alături aici în sală să audă din experiență, să aflu din experiența familiei sacre să fie tânăra generație. Pentru că voi, tânăra generație, politicienii de mâine, voi, absolvenții științelor politice de mâine, sunteți cei care vă veți implica, de ce nu, multe din femeile, din fetele de aici în sală vor fi fetele, femeile politiciene de mâine. Și atunci, doar atunci când aflăm din experiența femeilor de succes, doar atunci când aflăm calea pe care a parcurs-o și nu în zadar un alt sfat pe care astăzi l-am învățat și am aflat, este că în spațiile unui bărbat puternic, la sigur, va fi, este o femeie și mai puternică. De aceea, dragi domnițe prezente în sală, noi avem menirea nu doar să ne realizăm în viața socială, activitatea noastră socială, dar și să fim acel spate, perete puternic, pentru ca bărbații noștri să se realizeze și noi să ne realizăm alături de ei. Vă mulțumesc enorm!